Mergem și la sport. Campioana Europei se decide la Berlin. Spania, considerată cea mai în formă echipă de la turneul final, și Anglia, a ajuns atât de departe, se întâlnesc în finala de la Euro 2024. Cele două echipe naționale s-au confruntat până acum de 27 de ori. Spania are 10 victorii, Anglia 14, iar 3 dueluri s-au terminat la egalitate. Ultima întâlnire a avut loc în urmă cu 6 ani în grupa 4 a Ligii A din Nations League, atunci când fiecare s-a impus pe teren propriu. Furia Roșie în tur cu 2-1 și cei 3 lei în retur cu 3-2. Și discutăm în minutele ce urmează despre posibilele scenarii pentru finala Euro 2024 cu Ovidiu Ianițoaia, jurnalist sportiv și director al Gazetei Sporturilor. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, numai bine. Domnule Ianițoaia, așadar, la ce rezultat să ne așteptăm în această seară? Sunt fanii fotbalului cu sufletul la gură pentru această finală a campionatului european. O seară care se anunță a fi cu totul diferită de tot ce a fost până acum în meciurile din campionat. Păi dacă aș ști cine câștigă, aș juca la pronosport și m-aș îmbogăți. Dar după calculul hârtiei, Spania pornește ca favorită din pole position. Să nu uităm că a avut un parcurs impecabil până acum, fără greșeală, 6 meciuri, 6 victorii, în timp ce Anglia s-a tot chinuit. Dacă vă aduceți aminte, a egalat-o pe Slovacia în minutul 90 plus 5 printr-o foarfecă a lui Bellingham. Pe Elveția a întrecut-o și a eliminat-o după prelungiri și după penaltiuri de departajare. A învins-o pe Olanda în semifinale în minutul 90, iarăși printr-un gol socotit de mulți drept norocos. Deci dacă ar fi să judecăm logic, cât e fotbalul de logic, adică nu foarte mult, atunci Spania pornește ca favorită. Anglia însă este întotdeauna un adversar redutabil, cu atât mai redutabil acum cu cât nu părea că va ajunge în finală după evoluțiile anterioare și va încerca cu siguranță să răzbune faptul că în urmă cu 3 ani, la ediția precedentă, în 2021, a pierdut finala chiar pe teren propriu, pe Wembley, unde Italia a bătut-o tot așa după penaltiurile de departajare. Acum vorbim despre echipe, probabil că Spania va apela la Carvajal și la Lenormand, care reintră după ce au fost suspendați, în timp ce Anglia are o mare problemă, dar pe care selecționerul Southgate pare să o fi rezolvat. El va începe totuși cu Kane, cel puțin așa susține presa insulară, și cu Foden, în ciuda faptului că în minutul 81 al meciului cu Olanda, al semifinalei, Southgate a introdus pe Watkins și pe Cole Palmer, care practic au câștigat meciul. Palmer cu asistul și Watkins rezervă, doar 20 de minute jucate până atunci la 2-2 cu Danemarca, au schimbat complet soarta semifinalei, soarta partidei. După cum s-a terminat meciul cu Olanda, normal ar fi ca Southgate să meargă în continuare pe mâna lui Watkins și a lui Palmer, greu însă de crezut că se va întâmpla așa. Marile vedete ale Angliei rămân Kane și cu Foden, măcar în atac, așa încât e de presupus că Southgate va folosi formula clasică, formula consacrată. Să ne mai aducem aminte că ieri puștul minune al Spaniei, Lamine Yamal, a împlinit 17 ani pe 13 iulie și că el și colegul lui de pe cealaltă parte, de pe celălalt flanc, Nico Williams de la Bilbao, promit să repete partidele reușite, toate partidele anterioare, așa încât Spania, repet, are prima șansă, dacă judecăm după calculul hârtiei, logic.
Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Ovidiu Ianițoaia, editorialist, jurnalist și director al publicației sportive Gazeta Sporturilor. Așadar, o finală a campionatului european în această seară. Spania și Anglia se confruntă începând cu ora 22. Spania știm deja că a adus 4 trofee pentru că de la campionatul european la ei în țară au adus spaniolii, în timp ce englezii n-au reușit până acum să aducă trofeul, însă este a doua calificare în marea finală din istoria Angliei și, foarte important, publicațiile spaniole spun că Spania este, desigur, favorita pentru acest meci. O spun și analiștii sportivi internaționali, o spunea mai devreme și domnul Ovidiu Ioanițaia. Și, de asemenea, dacă ne uităm la publicațiile americane, publicațiile de peste ocean, atunci ei vorbesc acolo, jurnaliștii americani vorbesc, de exemplu, The Guardian, afirmă că pentru simplul fapt că Marea Britanie ajunge pentru a doua oară în marea finală, atunci deja am putea spune că este o realizare pentru Anglia, în timp ce Mundo Deportivo, publicație spaniolă, consideră că Spania a câștigat deja pentru faptul că a creat o mare familie în urma meciurilor disputate deja, ceea ce s-a întâmplat cumva într-o mică măsură și la noi în țară. Acum însă, pentru că ne apropiem de scurtă pauză de publicitate, să știți că cel puțin 15 timp